Iată, revine un alt stup. Asta este stupul Ursul. Adineori v-am arătat un stup vertical. Aici ce avem de făcut? La un ultim control s-a observat o cădere a albinelor ca număr. Luăm hrănitorul. Aici stimulez în continuu. Și el a fost pe 5-6 rame și a scăzut puțin inexplicabil. Și am decis să-l ajutăm un pic. Și aici avem tratamentul. Astăzi facem al doilea, consider că 3 ajunge. Din câte am văzut căderea de păduri. Și vom decide dacă îi mai aducem puiet sau nu. Dăm un picuț de fum. Vedem care este starea actuală. Tot timpul țin rame după diafragmă unde se poate, datorită stimulării cu miere sau cum este aici, a căpăcirii ei în caz că n-are loc în cui. O vom vedea. Vedem cantitatea de puiet. Vedem de ce e scăzut cantitatea. Matca ouă, albine eclozează acum. Depozitul de miere începe să arate bine. Da, albine puțin. La momentul în care s-a împerecheat matca, a existat un interval de timp de aproximativ 30 de zile, iar acel interval înseamnă o cădere a multor albine. Mărcuța își face treaba o foarte bine, dar albina e puțin. Avem și matca aici. Matca galbenă, doar cu un pic de negru în coadă. Și totuși decid să-i aduc o ramă cu puie. Facem acest lucru pentru a întări. Și trecem din nou la familia care dănează puiet. Aceasta de aici. Asta este donatarea de puiet la 3 roiuri. Și luăm iar o ramă cu puiet de la ăsta, după care vă voi arăta cum îl reorganizez pentru a... El va crește având o cantitate mult mai mare de puiet ca roiurile mici. Aici avem o ramă unde matca a ouat. Nu luăm așa ceva. Bineînțeles, luând prea mult puiet căpăcit, va slăbi și el. Dar aici nu este problemă, fiindcă el oricum va ajunge pe 6 rame să ierneze. Aici mă uit. Foarte multă miere, cuiburi blocate. În 10 zile voi lua măsuri de deblocare, nu acum, acum încă nu.
aperoane care au folosit la deblocaj, dar matca încă nu au luat în ele. Voi verifica cum și ce s-a întâmplat. Iată, în această ramă au oat. Arată bine. Acum am ajuns la o ramă cu puiet căpăcit. Va fi ultima care eu iau, după care îl voi reorganiza. Iată o ramă cu puiet căpăcit cu care voi ajuta acel roi. Arată foarte bine. E o matcă valoroasă. O vom folosi și pe viitor. Scuturăm și ducem această ramă la acel roișor. Îl aducem aici și facem două intervale dintr-un foc. Iată, introducem aici. Astfel întăriți roișorii mici în perioada asta pentru a putea trece cu bine de iarnă. Mai ales dacă aveți posibilitatea asta. Așa. Va trebui să-i scot rama cum era, oricum are destul. Scuturăm. Cu asta am cam terminat, îi punem și lui tratamentul și trecem la o următoare lucrare. Acum acesta, având patru intervale, o ramă goală, îi voi pune doar tot 6 mm, deci decideți dumneavoastră acest lucru cât de aglomerat e cu albina. Tratamentul se aplică foarte simplu. Rănitorul. Și cu el am terminat temporar. Mai avem lângă el unul, dar deocamdată mă duc să reorganizez familia de unde am luat puietul ca să îl închei.
fiindcă vom căuta prieten în altă parte.